Oameni buni, intrați și pe canalul Simion Tomița unde veți găsi povești cu o voce masculină foarte plăcută. Apăsați sus în colțul drept al ecranului sau pe primul link din descriere. Vă mulțumesc! Pe stradă se auzeau sunetele unei agitații vesele. Tropotul pașilor care se apropiau și lătratul sonor al câinelui ciobănesc anunțau sosirea Nadiei. Nina Andrivna a înțeles imediat că era Daria care venea de la școală deoarece doar pe ea o întâmpina Naida cu acest lătrat energic și caracteristic. Pe chipul Ninei Andrivna a apărut un zâmbet ușor când s-a gândit la fica ei. Obrajii ei, palizi din cauza bolii, s-au colorat chiar și un pic mai roz. Intrând în casă, fetița a început să vorbească repede încă de la prac. Hei, s-a întâmplat ceva, nu o să ghicești niciodată, Daria a închis cu zgomot ușa grea și a continuat cu o privire importantă. Ei bine, nu o să crezi. Draga mea, te repeți," a zâmbit Nina. Spune-mi odată ce s-a întâmplat acolo. Apropo, așteaptă o clipă. În primul rând, bucură-te, fii amabilă să nu calci pe podeaua curată, am făcut curățenie generală toată ziua. În al doilea rând, Daria ce dezordine ai făcut din nou în camera ta? Nu se poate așa. Daria, prefăcându-se că ascultă sfaturile mamei sale din lateral, a mers spre camera ei, încercând să nu-i întoarcă spatele mamei sale. Cu toate acestea, aceste mișcări ciudate nu au scăpat atenției Ninei. Stai așa, ce vrei să ascunzi de mine? Fetița a înțeles că va trebui să spună totuși adevărul. Era clar că mama ei se imediat orice minciună. Acest lucru devenise evident încă din grădiniță. De câteva ori, când era în clasele primare, a încercat să mintă ușor despre ceva. Cu toate acestea, Nina Andrivna a pus capăt rapid acestor încercări. Fica mea, te rog să fii mereu sinceră cu mine. Altfel, relația noastră nu va fi caldă și prietenoasă. Mai mult, trebuie să-ți spun că am o abilitate supranaturală unică. Ca toți elevii mici, dar ea urmărea cu mare interes diverse filme despre supereroi, admirându-le abilitățile extraordinare, să treacă prin pereți, să sară la o înălțime enormă sau să imită descărcării electrice. Prin urmare, ideea că propria ei mamă avea și ea o putere fantastică a entuziasmat-o pe Daria. Wow, e grozav! De ce nu mi-ai spus niciodată până acum că ești un superom? Deși am bănuit mereu că ești extraordinară, ca un supereru din X-Men. Colegii mei o să fie invidioși când le voi spune că mama mea e un supereru. Fetița a continuat să vorbească cu entuziasm despre calitățile magice ale mamei sale. Dar Nina Andrivna a întrerupt acest flux furtunos al fanteziei copilărești. Fica mea, Calitatea pe care tu și prietenii tăi o numiți superputere, de fapt, o are orice om. Tu nu ești o excepție, și tu ai talentele tale, chiar dacă poate nu le cunoști încă. Superputerea mea, cum o numești tu, m-a ajutat de multe ori. Văzând că fica ei abia așteaptă să afle care este această superputere magică, mama a decis totuși să țină o pauză lungă și solemnă. În cele din urmă, milă de Daria care era nerăbdătoare, a spus, pot simți orice minciună. Fiecare minciună are un miros și eu îl simt. Ei bine, mamă, a spus Daria dezamăgită. Mai păcălit. Mă gândeam că ești cu adevărat ca un supereru din film. De la supărare, era gata să plângă. S-a retras în camera ei și a stat până seara târziu citind cărți interesante, sperând că mama ei va crede că face temele. De la ușă s-a auzit vocea Ninei Andrivna, fică, apucăte de teme, cărțile nu fug nicăieri, le poți citi mai târziu. Ai înțeles că nu fac temele aici. Prinsă cu ochii în carte, dar i-a roșit de rușine. Așa am înțeles că simți orice minciună după miros. Chiar și minciunile tăcute. Minciunile tăcutele simt de la un kilometru distanță, a spus Nina Andrivna. Daria a privit-o cu admirație pe mama ei și a exclamat: Totuși ești un supereru. De atunci, Daria a încercat să nu mai mintă niciodată mama ei în privința nimicului. Chiar dacă uneori era greu să spună adevărul. Acum, când era inutil să nege, a oftat și s-a întors spre Nina Andrivna cu spatele, spunând: Uite, uite-te privirii mamei s-a dezvăluit o gaură mare în rochia fiicei sale, aproape de toată spatele. Destul de surprinsă de această priveliște, Nina a scos un oftat involuntar și a spus cu indignare, Daria, dar ce e asta? Abia a început anul școlar și rochia ta e deja distrusă. Am adunat bani cu bunica jumătate de an ca să-ți cumpărăm tot ce e mai bun și de calitate pentru școală și iată ce faci. Cum ai reușit să o strici? Daria, ea, stânjenită, a murmurat încet, am rupt-o pe gard. Pe gard, fică? Tu ești aproape o fată mare, ai 11 ani și tot te mai cațări pe garduri. Fetele normale la vârsta ta nu se comportă așa. Dacă ar fi fost doar o năzbătie, dar nu, dar ea a trebuit să se cațere pe gard nu de dragul distracției. Dar totuși, îi era rușine în fața mamei sale. Vreau să-ți explic, nu e vina mea, acum o să înțelegi. Și era gata să-i povestească mamei despre incidentul de la școală, dar în acel moment a intrat în cameră bunica ei, Ludmila Anatolievna. Întorcându-se din magazin cu o geantă comodă pe rotile, pe care o lua mereu cu ea la cumpărăturile generale, chiar și la bunica, dar ea a spus voioasă, oh, fetelor mele, m-am aprovizionat complet. Dar ce discutați atât de zgomotos? Ce mai e odată? Vă auzim chiar și de afară. Nina Andrivna a arătat cu privirea spre Daria, copăleșită de rușine. Și uite în ce s-a transformat rochia frumuseții noastre. Hai, Daria, demonstrează-i bunicii în ce stare jalnică ai venit astăzi de la școală. Daria s-a întors ascultător cu spatele la Ludmila Anatolievna. Cu toate acestea, spre deosebire de fica ei. Aceasta doar a zâmbit bâlând și a spus, oh, da, ce e asta? Ar fi o problemă din care să faci atâta tărăboi? Nici măcar nu e nimic grav. Eu acum îți voi coase rochia cu grijă la gât. Nici măcar nu se va observa cu sătura. Și atunci mama și bunica Dariei s-au prins și au întrebat în cor, deci ce s-a întâmplat totuși? Daria a izbucnit în râs, Admirată de această sincronizare. A ieșit atât de eficient, parcă ați repetat această scenă în prealabil. Daria, terminând de glumit, spune deja cum a ieșit povestea cu rochia. Astăzi în clasa noastră au fost alegeri pentru cei care vor fi responsabili de ziua de autoguvernare. Și candidatura mea a fost și ea propusă, iar Sveca de Midova, când a auzit despre asta, a spus o asemenea prostie despre mine. Nina Andrivna a tresărit, iar fața i-a devenit din nou dureros de gri. Dar ea, totuși, nu a observat acest lucru și a continuat să povestească emoționat, gesticulând. Imaginați-vă, această pizonca veca a spus că eu sunt un bastard tăcut. Probabil își imaginează că, din moment ce tatăl ei este un om de afaceri tare, iar mama ei se scaldă în bijuterii și blănuri de sobol, are voie să insulte oamenii nepedepsit. Și acesta este motivul pentru care te-ai urcat pe gard. Mamă, te rog ascultă până la capăt. Problema este că știu foarte bine ce cuvânt este acesta și ce înseamnă. Desigur, nu puteam suporta o asemenea insultă, așa că am decis să o bat pe această sveca, iar ea a fugit de mine, eu după ea, dar ea era deja departe. Calea prin gard era mai scurtă, dacă aș fi sărit peste el, aș fi prins-o imediat, dar rochea s-a prins de scândurile gardului și, desigur, nu a rezistat. Și iată. Prima a reacționat bunica. Ei bine, bravo Daria, ai făcut tot ce trebuia, sper că totuși ai bătut-o. Nu, bunicuță, nu am reușit să o prind, dar o să-i mai dau eu. Ce mai e și acest lexicon? S-a indignat Nina nu mai îndrăzni să pronunți asemenea cuvinte. Cine te-a învățat să te exprimi așa? Pentru Ludmila Anatolievna era evident că nu avea nicio importanță în ce termeni vorbea nepoata despre jignitoarea ei. Principalul lucru era că Daria i-a spus totul corect. I-a arătat nepoatei un gest de ubravo și i-a făcut un clin doi la probator. Ninei nu i-a plăcut deloc asta. Ce exemplu îi dai fetei, mamă? Unul corect, ce altceva? Trebuie să știe să-i pună la punct pe cei care o jignesc, altfel viața nu va fi ușoară pentru ea. Într-o zi va deveni adultă și nu vom putea mereu să rezolvăm problemele în locul ei. Uite, eu am aproape 80 de ani, iar tu, Nina, nu mai ești de mult o puștoaică de 16 ani. Cearta mamei cu bunica despre metodele de educare adecvate a continuat. Între timp, Daria s-a schimbat din rochia ghinionistă în haine de casă. Încercând să se distragă de la neplăcerile de la școală, s-a apucat de teme. Totuși, o preocupa foarte mult întrebarea la care o adusese aminte astăzi ticăloasa Sveca. Întorcându-se în sufragerie, Daria a întrebat, Mamă, de ce nu știu nimic despre tatăl meu? Nu mi-ai povestit niciodată despre el. Ce s-a întâmplat cu el?" A murit sau ce? De ce nu v-ați căsătorit? Sunt o fată educată și știu foarte bine că termenul lui bastard îi se referă la copiii născuți în afara căsătoriei. Nina și Ludmila și-au schimbat priviri îngrijorate. Era clar că întrebarea era serioasă și nu puteau găsi curajul să răspundă. Nu, tatăl tău este în viață și sănătos, a răspuns Nina cu o voce stinsă. Doar să vorbim despre el altă dată. Nu ești încă la o vârstă la care să poți înțelege de ce s-au petrecut lucrurile așa. Acum apucăte de teme. Dar Daria nu a reușit să se concentreze la teme. Fata asculta cu atenție vocile mamei și bunicii care veneau din sufragerie. Cu toate acestea, din tonurile lor joase și înăbușite, nu se putea înțelege mare lucru și doar la sfârșitul conversației s-a auzit cum Ludmila Anatolievna a exclamat încet, nu faci bine că ascuns de Daria adevărul despre tatăl ei. Crezi că nu are dreptul să știe, mai ales că nu a fost vina ta cum s-au aranjat lucrurile. Daria era deja în pat când Ludmila Anatolievna a intrat în cameră cu pași ușori. Nu dormi încă? Cum aș putea să dorm, bunicuță? Sunt toată în gânduri despre ce. Nu a urmat niciun răspuns, dar Ludmila a înțeles și fără cuvinte ce subiect o preocupa pe nepoată. Desigur, secretul tatălui ei. Știi, nepoată, nu totul în viață este atât de frumos ca în cărți, mai ales în povești. Tu citești mult, nu-i așa? Ei bine, da, s-a supărat Daria. Ce povești? Nu mai sunt o copilă mică. Dacă vrei să știi, dar să nu-i spui mamei despre asta, am citit recent o carte despre Regina Margot, nu o poveste. De fapt, asemenea opere sunt încă prea devreme pentru vârsta ta. Bine, hai să încerc altfel. Imaginează-ți că mama ta aștepta prințul ei, ca o viitoare regină. Tot aștepta și aștepta, dar prințul nu apărea. Totuși, nu și-a pierdut speranța. Și iată că a apărut și s a îndrăgostit nebunește, ca în povești. Dar Daria nu a mai auzit asta. A dormise deja liniștită sub murmurul bunicii, cu un zâmbet pe chipul pistruiat. Ludmila a sărutat -o ușor pe obraz pe Daria și a ieșit cu grijă din cameră. Sărmana mea nepoată, care nu știe nimic. Odată cu sosirea iernii, viața școlară a Dariei a cunoscut o schimbare importantă. Intrând acasă de la școală, ea a anunțat solemn, ca de obicei, mamă, nu o să crezi. Deși Nina Andrivna a observat că de data aceasta fica ei era vizibil veselă, a glumit ironic, nu cumva ai rupt din nou rochia pe cart. Gata, mamă, nu mai e amuzant. Au trecut deja trei luni, dar tu tot îmi amintești de prostia asta. Și oricum, bunica a cusut gaura atât de bine, că rochia e ca nouă, pur și simplu e o vrăjitoare. Acum am altceva de spus. S-a anunțat un concurs de talente la școală. Ne-am gândit cu colegii să facem o piesă de teatru după Republica Schid. Wow, asta e de admirat. Dar lasă-mă să ghicesc, tu o să joci rolul principal. Daria, ușor stânjenită, a răspuns, nu chiar. De fapt, vom juca doar un fragment din carte, dar eu o să cânt un cântec de orfan, știi tu, unul trist. Prin orfelinate am umblat din copilărie, a recitat ea din memorie. Doar explică-mi, mamă, ce înseamnă orfani și cum ajung ei în orfelinate. Nina a început să explice cu atenție sensul și esența fenomenului copiilor orfani din Rusia anilor 1910-1920. Totuși, în timpul explicației detaliate, a deviat puțin spre detalii istorice. Văzând că discuția a luat o turnură greșită, dar ea a întrerupt-o cu tact, deci, dacă am înțeles bine, orfanii sunt copiii care nu au mamă și tată și sunt trimiși în orfelinate, nu în adăposturi. Da, dar în general ai înțeles esența. Ascultă, fică, nu-mi place deloc această conversație despre orfani, Mă face să mă simt deprimată. Mai bine apucăte de teme, iar eu mă voi culca, nu mă simt prea bine. De ce nu te-ai dus încă la doctor? Eu și bunica te-am rugat de mult timp. N-am timp acum, mamă, nu am deloc timp. Am atâta treabă la școală și prin casă, nu pot să-mi permit un concediu medical. Seara următoare. În timp ce Daria repeta cu colegele o scenă emoționantă din viața orfanilor, în sala de festivități a intrat grăbită Elena Nicolaevna, profesoara lor. – Savelieva, ieși afară imediat! Fata a țâșnit pe coridor după ea. – Bunica ta a sunat și a spus să te duci urgent acasă, mama ta a fost luată cu ambulanța. Daria a fugit spre casă, uitând de frica care o cuprinsese să-și încheie nasturii paltonului. Vântul tăios o lovea cu rafalele lui reci pe trupul ei firav. Mamă, ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat? Dar când a ajuns acasă, Daria nu a mai găsit-o pe bunică. În locul ei, a fost întâmpinată de vecina lor, Tanti Raia, care încerca în zadar să-și ascundă expresia tristă de pe față. Daria, fuci repede la spital. Oamenii sunt deja acolo. Ludmila Anatolievna și Daria au rămas toată noaptea pe coridorul rece al spitalului, așteptând vești din sala de operație. O tăbliță severă, care anunța că accesul persoanelor străine este interzis, nu făcea decât să accentueze tensiunea așteptărilor disperate. Doctorul a ieșit din sala de operație abia când se crăpa de ziua. Vocea lui era stinsă și obosită. Am făcut tot ce am putut, dar, din păcate, posibilitățile noastre nu sunt nelimitate. Nu avem tehnologii atât de avansate ca în spitalul din oraș. Mai mult decât atât, pacient ar fi trebuit să meargă la medic mult mai devreme. Sensul acestor cuvinte nu prea ajungea la Daria, obosită și speriată. Domnule doctor, când o să pot să o iau pe mama acasă? A întrebat ea cu nervii la pământ de oboseală. Fiul doctorului nu a mai putut să suporte. Nu pe cine să iei acasă, fată. Nu mai ai mamă, a murit. Ludmila Anatolievna a țipat disperat, sprijinindu-se de perete ca să nu cadă. Dar ea stătea nemișcată, ca în slau mution, privind cum bunică era înconjurată de asistente care o aduceau în simțiri. Totul în jur a devenit nerealist și neclar. Doar cuvintele chirurgului îi răsuna un cap, ca o buclă repetată la infinit. Nu mai ai mamă. Starea normală a Dariei a atras imediat atenția asistentelor, una dintre ele strigând îngrijorată, fetei îi e rău. Dați-i repede amoniac la nas. Mirosul înțepător de amoniac a adus o imediat pe Daria în simțuri. A văzut-o pe bunică plângând și s-a năpustit spre ea, cuprinzând-o într-o îmbrățișare. A început să plângă și ea. Plângi, fetița mea, plângi durerea asta cum se cuvine, altfel inima ta sărmana s-ar putea să nu suporte. Și nici măcar nu era bolnavă, pur și simplu trăia și iată că o apendicită a trimis-o în mormânt. Ne-a lăsat orfane, Daria. Din clipa în care Daria a aflat că nu mai are mamă, viața ei s-a rupt în două, unul înainte unul și unul după. Zilele copilăriei, fără griji, pline de fericire, au dispărut brusc în trecut, iar un viitor incert, plin de ceață, o speria teribil pe tânăra fată care abia intrase în adolescență. Și ca și cum durerea pierderii mamei sale nu ar fi fost suficientă, dar ea a trebuit să se confrunte cu nedreptatea vieții imediat după ce a devenit orfană. Un ciocănit puternic în ușă a răsunat la doar o oră după ce Daria și bunica ei s-au întors de la spital. Cine ar putea fi la o asemenea oră? A spus Ludmila Anatolievna, copăleșită de durere. Fără să aștepte o invitație, două angajate ale oficiului de protecție a copilului au intrat cu un aer important în casa nencuiată. Am venit la adresa unde locuia Nina Andrivna Savelieva, care avea o fică minoră. Am fost informați că a decedat. Ne aflăm la adresa corectă? Tonul oficial și arogant al femeilor a stârnit indignarea Ludmilei. Da, ați venit la adresa corectă, dar nu înțeleg ce doriți. De ce ați venit? Ceea ce dorim este evident, a spus una dintre angajate cu un dispreț glacial. Fata a rămas orfană și, din moment ce nu are alți rude, va fi plasată în orfelinat. Cum adică nu are rude? Eu sunt bunica ei, rudenia ei cea mai apropiată. Ludmila a strigat atât de furioasă la funcționarele arogante, încât chiar și Daria a tresărit. Nu vă voi permite să o luați pe Daria în orfelinat. Ce tu pe o aveți? Mama ei abia a murit, iar voi deja ați venit ca niște hienele. A încercat să le dea afară pe angajate, dar ele au refuzat să plece. Una dintre ele, o blondă vopsită, a început să țipe, doamnă, încetați să faceți scandal. Ne împiedicați să ne îndeplinim datoria. Voi chema poliția. Se pregătea deja să sune la poliție, când a intrat Tanti Raya, vecina lor. Ce gălăgie e aici, Ludmila? Cine a chemat poliția? Funcționarele au privit-o cu răutate. Cine sunteți dumneavoastră și de ce vă băgați? Sunt vecina familiei, a răspuns Tanti Raya cu voce calmă. Desigur, îmi dau seama de ce ați venit, dar aș dori să vă atrag atenția că ați ales un moment nepotrivit. Și mai mult decât atât, dar ea are o rudă apropiată, bunica ei. Blonda obraznică a întrerupt-o pe vecină cu un rânjet sarcastic. Bunica? O bunică care va împlini în curând 80 de ani. Și ce contează câți ani are? Contează că este bunică și, prin urmare, este prea bătrână pentru a fi considerată un educator potrivit pentru Daria. De aceea, fata va fi luată și plasată într-o instituție de educație adecvată. Frazele oficiale tăioase ale funcționarei rele au înfuriat-o pe Daria. Plecați de aici, vrăjitoarelor! Nu voi umbla prin orfelinatele voastre. Funcționara, care nu se aștepta la un asemenea răspuns hotărât din partea unei adolescent, a rămas uimită. A tăcut câteva secunde, apoi a început să plângă teatral. Dar ce se petrece aici? Au adus copilul în starea asta, încât spune tot felul de nebunii despre orfelinate și face crize de nervi. Tanti a întrerupt-o sever. Dar ea a făcut crize de nervi din cauza voastră. Tocmai și-a pierdut mama. Nu vă dați seama în ce stare se află copilul acum? ați venit total nepotrivit. Mai mult, o speriați și o amenințați că o veți despărți de bunică. Nu i-ați dat voie să-și a rămas bun de la mamă. Sunt nevoită să sunt imediat la conducerea voastră, să rezolve ei situația asta. Apropo, ar trebui să verificăm dacă aveți voie să intrați pur și simplu în casele oamenilor. Străduindu-se să mențină un ton oficial strict, Tanti raya le a enumerat funcționarelor încălcări ale legii pe care le au comis în timpul vizitei. Angajatele, care nu se așteptau la asta, s-au speriat și au murmurat: „Nu, nu, nu e nevoie să sunați la conducere. Plecam acum.” Totuși, după înmormântarea Ninei Andrivna, Daria a fost nevoită să meargă la orfelinat. Bunica chiar spera că cei de la protecția copilului se vor răzgândi și nu o vor lua pe nepoata ei dar optimismul bunicii nu a liniștit-o pe Daria. În fiecare zi aștepta cu teamă bătaia la ușă. Nu vor veni, nepoată, încerca să o liniștească Ludmila. Cel mai probabil s-au speriat că vor avea probleme pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor, după ce tanti Raia le-a tras la răspundere. Glumă e? O fată cu bunica ei naturală și ele au vrut să o bage în orfelinat. Asta e o încălcare gravă a legii. Nu te teme, vei rămâne cu mine. Pensia mea ne va ajunge pentru amândoi, plus că vei primi și pensie de urmaș. După o săptămână și jumătate, dar ea uitase aproape de funcționarele rele care o speriaseră. Și iată că au apărut din nou, dar nu la ea acasă, ci direct la școală, în timpul orei. Fluturând niște documente oficiale în fața profesoarei uimite funcționara blondă a declarat amenințător, conform dispoziției, dar ea urmează să fie trimisă la orfelinat. Elena Nicolaevna, încercând să-și păstreze calmul, a întrebat, bunica ei știe. Nu e necesar să o anunțăm. O vom lua pe Daria la orfelinat chiar acum, conform legii și ordinii. La uzul acestor cuvinte, Daria a simțit un gol în stomac, parcă ar fi fost paralizată nu putea nici să miște, nici să vorbească. Colega ei de bancă a încercat să o aducă în simțuri, împinând-o în coaste, dar Daria nu reacționa. S-a trezit abia la vocea tăioasă a funcționarei de la protecția copilului. Savelieva, ce te-ai blocat? Mișcă-te, adună lucrurile și hai să mergem la noul tău cămin. Nu te îngrijora, e un cămin frumos și mare, o să-ți placă. Această glumă macabră a părut să le amuze pe cele două funcționare, care au chicotit aprobator. Dar ea a strigat, nu. Nu vreau. Asta e o nedreptate. Dar nu avea de ales decât să se supună. Acum era o cerință oficială, conform legii. Elena Nicolaevna, nu știu cum să o ajut, a întrebat-o profesoara pe funcționară. Măcar în ce orfelinat este trimisă. Trebuie să-i dăm adresa bunicii. Blondina a răspuns neglijent, peste umăr, la orfelinatul Remache. E un orfelinat excelent, apropo, nu vă faceți griji, are condiții bune, e primitor și are și computere, tot ce e modern. A sunat clopoțelul, anunțând pauza mare. Elevii au umplut coridorul. Toți, de la liceni la elevi de clasele mici, o priveau pe Daria cu nedumerire și teamă, cum era condusă de cele două femei severe, ca și cum ar fi fost dusă la închisoare. Copiii șopteau îngroziți. O profesoară le-a spus, vedeți? Dacă o să faceți prostii și nu o să învățați bine, o să ajungeți și voi la orfelinat. Deja speriați, copiii au tăcut. Daria, care încă nu putea să creadă ce se întâmplă, s-a întors pe stradă și s-a uitat la ferestrele clasei lor. A văzut-o pe Elena Nicolaevna plângând. Profesoara i-a făcut cu mâna la revedere, iar Daria a spus în șoaptă, adio, viață de dinainte, la revedere, școală. Ce s-a întâmplat mai departe? Daria așa mintea vac. Călătoria a fost lungă. După câteva ore de mers, în depărtare a apărut un mic sat, unde se afla orfelinatul. Instituția era formată din trei corpuri și ieșea în evidență prin monumentalitatea sa pe fundalul micilor case private. Am sosit, a raportat blonda. Ei bine, Daria, intră în noul tău cămin. Uite, se grăbesc deja să te cunoască. Locuitorii orfelinatului, copii de diferite vârste, au ieșit în fugă pe stradă pentru a o întâmpina pe nou venită. Bombardând-o pe Daria cu diverse întrebări, parcă se străduiau să se strige unul pe altul. Salut! Cum te cheamă? De unde ești? Și tu ai mama și tata bețivi. Câți ani ai? De la o primire atât de furtunoasă, Daria a rămas uimită. Răspundea automat la întrebări, dar vocea ei abia se auzea în gălăgia gălăgioasă a copiilor. Copiii au condus-o pe nou venit în corpul principal al instituției, unde urma să se familiarizeze cu personalul didactic. Învățătoarele au întâmpinat-o cu zâmbete prietenoase, ca pe un oaspete de onoare. Una dintre ele, o femeie îngrijită și bine îmbrăcată, a luat-o pe Daria de umeri și i-a spus cu o voce caldă: Bună ziua, Daria! Suntem bucuroși să te primim în noul tău cămin, care, sperăm cu toții, îți va plăcea. Acum copiii vor organiza o mini-excursie prin corpuri, deși nu, mai întâi trebuie să mănânci. Probabil că ți-e foame după drum. Copii, cine o va duce pe Daria în sufragerie? Pot eu, Aleftina Borisovna? S-a oferit unul dintre elevii mai mari. Da, Antonov, bineînțeles. Și apoi conduc pe fată la mine în birou. După o excursie prin orfelinatul lui RM Eva. Dar ea s-a convins că funcționarele rele, oricât de ciudat ar părea, nu au mințit când au lăudat această instituție. Corpurile au fost construite într-un mod bine gândit, cele de învățământ fiind convenabil conectate cu cele de locuit. Complexul sportiv al orfelinatului avea nu doar o sală de forță, ci și o mică piscină. Spațiile de locuit erau solide și confortabile, nu dormitoare uriașe și înspăimântătoare cu zeci de paturi ca nu Republica SHKID, ci camere mari și confortabile, în care locuiau trei, patru copii. Dar ea nici nu-și imagina că orfelinatele pot fi atât de confortabile. Dar a fost și mai surprinsă de modul în care copiii se comportau unul cu celălalt. Citind despre moravurile dure și neprietenoase care domnesc în orfelinate, ea și imagina o imagine complet diferită. Dar la orfelinatul lui Remeva, totul era complet diferit. Aici toți erau prietenoși, cei mari nu jigneau copiii mai mici. Între copii domnea principiul ajutorului reciproc. Dar ea a avut imediat și o prietenă și ajutoare, Clarisa. Era cu câțiva ani mai mare și s-a oferit voluntară să o ajute pe nouvenită. Aleftina Borisovna, pot eu să fiu mentora ei? Bine, Larisa, sper că te vei descurca, a fost de acord directoarea. Ai grijă să nu mă dezamăgești! Aleftina Borisovna, am dat eu vreodată motive să te îndoiești de mine! A exclamat Larisa cu intonații glumeți teatrale. Oh, tu, artistă, a zâmbit bâlând directoarea. Toată săptămâna următoare, Daria a mers după Larisa ca o umbră, iar ea a familiarizat-o cu toate nuanțele vieții la orfelinat. Ascultă-mă, Daria, cu mine nu o să dai greși nu m-am oferit pur și simplu să te ajut. Îmi amintești de sora mea mai mică. Mama are șase copii, dar ne-au împrăștiat prin diferite orfelinate. Aici, în afară de mine, este doar fratele meu mai mic. Acum este în clasa a doua. Dar când voi termina, cu siguranță îi voi găsi pe toți ceilalți. Dar ea a întrebat-o timid pe noua prietenă. Și ce s-a întâmplat cu mama ta? Larisa a pufnit doar trist, da, cu ea e totul bine, ca întotdeauna, bea fără oprire, și nu are nevoie de nimic altceva. Nu m-ar mira dacă nici nu mai își amintește care copii, nu ne-a vizitat niciodată aici, imaginează-ți. Treptat, dar ea s-a obișnuit cu noile condiții de viață. Iar după două săptămâni a venit la ea Ludmila Anatolievna. Această întâlnire cu bunica a rămas pentru totdeauna în memoria Dariei, pentru că atunci s-au văzut ultima oară. Vocea bunicii suna greu, era evident că o chinuia o disepene. Daria, deja mă temeam că nu voi apuca să ne vedem. Nu profesoara ta de clasă. Când a povestit cum te-au adus aici direct de la școala cele vipere, mi-a venit rău imediat. Slavă Domnului! Rai m-a ajutat tot timpul în aceste zile, a fost mereu alături și tot i-a ajutat să vin aici. Cum te descurci aici? Totul e bine, bunico, copiii nu mă jignesc. Nu te îngrijora, bunico, aici suntem toți foarte prietenoși și profesorii sunt buni. Aici e bine, deși mi este neobișnuit, totuși vreau acasă. Oh, draga mea, nu cred că e posibil au reușit totuși să te interneze legal, așa că va trebui să rabzi acum, poate doar peste cinci ani vom fi din nou împreună, când vei termina. Totuși, asta nu s-a mai întâmplat. La o lună și jumătate după această întâlnire, a venit la Daria vecina lor, Tanti Raya. Din păcate, odată cu veștile bune, a trebuit să-i aducă fetei o veste tristă. Daria, nu am putut suporta plecarea ta la orfelinat când s-a întors după acea întâlnire cu tine, a slăbit imediat, iar după câteva zile nu a mai fost. De ce nu mi-ați spus imediat despre asta? Se putea suna directoarei? Chiar și. Iartă-mă, probabil că trebuia să-ți spun imediat, dar mi-a fost teamă. Ai trecut deja prin atâtea, iar tu nu ești o străină pentru mine. Dar ea nu a auzit ultimele cuvinte ale tanti Raya singurul lucru care o preocupa acum era amărăciunea pierderii bunicii. Deci, acum sunt complet orfană, fără adăpost. Tanti Raya a încercat să o liniștească cumva. Nu trebuie să vorbești așa, nu e adevărat, nu ești deloc fără adăpost. La urma urmei, ai o familie, ai mereu o prietenă în mine. Înțelegi, noi cu Ludmila am fost cele mai bune prietene. Mai mult decât atât, mai este un moment important. Dar ea plângând a ignorat din nou indiciile vage ale vecinei sale și au început să se despartă. Apropo, ține asta pentru tine. Tanti Raya i-a dat fetei o cutie mică. E un telefon mobil, l-au cumpărat Ludmila și Nina dinainte. Voiau să ți-l dăruiască de ziua de naștere, dar nu au mai apucat. L-am găsit ieri când făceam curățenie la voi acasă. Sună-mă când ai nevoie de ceva. Mulțumesc, da, am împlinit 12 ani, cu câteva zile înainte ca mama să nu mai fie. Probabil că ele cu bunica au uitat pur și simplu să mi dăruiască, dar asta nu mai contează acum. În cutie, pe lângă telefonul mobil, era o fotografie în care Daria era cu mama ei. Inima i s-a strâns din nou de o durere insuportabilă. Tanti Raya, deși a promis că o va vizita pe Daria mai des, nu s-a grăbit să vină, ci o sunat doar o dată pe săptămână. Scurtele, dar sincerele conversații cu fosta vecină îi încălzeau sufletul fetei, care deja se obișnuise cu viața la orfelinat, dar încă tângea după viața de dinainte. Într-o zi, Tanti Raya a venit totuși, deși nu a anunțat-o pe Daria despre vizita sa. Daria, în sfârșit am avut ocazia să te vizitez. De fapt, treceam prin zonă pentru niște treburi și am zis să te văd și pe tine. Ce frumusețe ai devenit, cât ai crescut! Tanti Raia o admira și se mira, repetând mereu, cât de frumoasă s-a făcut fetița noastră. Daria s-a simțit chiar un pic stânjenită, dar asculta cu plăcere complimentele legate de aspectul ei. De altfel, începuse să observe că băieții mai mari o priveau acum cu interes. Deși nu-i spusese încă nici măcar Larisei despre asta. Și atunci Daria a pus o întrebare la care tanti Raya nu se aștepta deloc. Îți amintești, când ne-am văzut ultima oară, ai vorbit despre un moment important. Daria își dorea să afle mai multe despre tatăl ei. Tanti Raia, o fostă vecină, înta să-i spună tot ce știa. În cele din urmă, a povestit despre Nina, mama Dariei, și despre Kiril, un tânăr care a venit în satul lor pentru a lucra la fabrică. S-au îndrăgostit, deși Kiril era cu 15 ani mai mic decât Nina. Există două versiuni despre ce s-a întâmplat ulterior. Prima versiune, oamenii răi au răspândit bârfe despre Nina, iar Kiril a crezut în ele și a părăsit-o. A doua versiune, tatălui Kiril, Furios când a aflat despre relația lor, s-a întâlnit cu Nina și a amenințat o să se despartă de fiul său. Nina a refuzat, spunând că dragostea lor era puternică. Tanti Raia a plecat, lăsând-o pe Daria cu multe întrebări. O săptămână mai târziu, Daria i-a povestit Larisei despre conversația lor. Daria nu știa dacă ar trebui să-și caute tatăl. Se temea că el ar putea fi un om laș care a fugit de responsabilități. Îi era teamă că ar putea fi ca mama ei, care era alcoolică și nu-i păsa de copiii ei. Primăvara a sosit, iar Daria și Larisa au primit o veste importantă: niște sponsori urmau să viziteze satul lor. Trebuia să le facă o impresie bună, dar nu știau cum să-i întâmpine într-un mod creativ. În general, pentru a mă păstra indiferentă, știu că creativitatea mea vă va atrage. Nu vă faceți griji, Aleftina Borisovna, noi nu o să vă dezamăgim, o asigură Larisa. Acum, repede, să adunăm elevii mai mici și să gândim ceva cu suflet pentru sponsori, ei devin mai generoși când simt asta. Absolut corect observat, Larisa a aprobat cu un zâmbet directoarea, bine gândit, o să fii un activ valoros când te întorci la noi după absolvire. Da, Acum, murmură Larisa în șoaptă, să nu audă aleftina că nu am nimic de făcut. Cu toate acestea, cuvintele ei au fost auzite de Daria, care a privit-o interesată. Mai vorbim când se termină toată agitația cu sponsori, i-a spus Larisa în șoaptă și a zâmbit misterios. Indiciile date de prietena ei Daria au intrigat-o extrem de mult. Chiar și evenimentul important iminent i-a stârnit un interes mai mic. În plus, pentru copiii din casa de copii, venirea unor oameni importanți era o afacere obișnuită. Aceștia veneau, deși copiii erau mereu pregătiți să primească bineveniți oaspeții de seamă. În doar jumătate de oră, Larisa a reușit să adune o gașcă veselă din cei mai tineri locuitori ai casei de copii. După cum se știe, copiii mici fac cel mai bun impresie asupra oamenilor importanți. A sosit o delegație formată din 15 persoane. Copiii au întâmpinat imediat cu salutări frumoase și au organizat chiar un mic spectacol vesel. Oaspeții au fost foarte impresionați de primirea călduroasă și creativă, iar partea principală a ceremoniei de acordare a cadourilor scumpe pentru copiii din Casa de Copii a început. Copiilor le era bine cunoscut faptul că, conform regulamentului, cadourile merg mai întâi în fondul Casei de Copii dar astăzi această tradiție a fost încălcată. Unul dintre membrii delegației a înmânat personal toate cadourile direct copiilor. De această dată, cadourile au constat în tablete, dintre care una a primit și Daria. În momentul în care sponsorul i-a predat gadgetul scump, ochii lor s-au întâlnit și chiar a părut că această persoană îi este în mod ciudat cunoscută. Chiar și bărbatul însuși a privit-o cu atenție dar apoi a fost chemat. Kiril Vasilievici, au mai rămas tablete în plus. Da, excelent, atunci să le dăm aleftinei Borisovna, să fie bonusuri pe care le va acorda apoi celor mai buni elevi. Va fi făcut, Kiril Vasilievici, a asigurat-o cu energie directoarea. Oaspeții au fost conduși la fel de călduros cum au fost întâmpinați. Aleftina era vizibil mulțumită de rezultatul vizitei lor. Ce noroc am cu sponsorii noștri, dacă nu ar fi fost ei, am fi avut o atmosferă preistorică aici. Mobilier modern, reparații, tehnologii moderne, toate datorită acestor oameni minunați. Desigur, trebuie să organizăm mereu o primire cât mai prietenoasă pentru ei. Directoarea a început să se ocupe de cadourile rămase. Iar Daria și Larisa s-au îndreptat în sfârșit spre treburile lor. Haide! Îți voi arăta locul meu secret, acum nu mai e nevoie să-l țin secret, și oricum voi părăsi în curând această instituție. Larisa a condus-o pe prietena ei pe un traseu complicat și a adus-o la o clădire veche. În această clădire obișnuiau să fie atelierele băieților, unde băteau cuiburi de vrăbi, iar fetele coseau șorțuri. Dar apoi Aleftina a decis că nu mai avem nevoie de aceste abilități, nu-i așa? Și acum spune că intenționează să reia activitatea acestor ateliere. Doar că trebuie făcute reparații, dar cine știe când se va întâmpla asta. Slavă Domnului, eu voi absolvi până atunci. Nu vreau să cos șorțuri. Și tu ce profesie vrei să urmezi? Daria și Larisa s-au așezat una lângă alta pe niște scaune vechi și strâmbe. Larisa, mi-ai promis o conversație interesantă. Acum îți voi spune totul. Ascultă, prietene, vreau să te previn cu privire la viitor. Nu te baza prea mult pe admiterea la universitate, nu prea ne primesc pe noi, cei din orfelinat. Suntem ca un fel de sortiment inferior pentru ei. Maxim ce le luminează pe fetele absolvente sunt cursurile de croitorie sau de frizerie. Deși eu, cum știi deja, nu vreau să devin croitoreasă, dar tu ce vrei? Uite, vezi! Larisa i-a arătat prietenei sale o broșură frumoasă. Pe paginile lucioase străluceau ținute, cosmetice și fete spectaculoase. Este despre concursul de frumusețe, dar este realist. Trebuie să arăți impecabil, machiaj profi, haine scumpe, coafură și tuns perfect, toate astea costă mult. Voi găsi banii, am deja totul gândit. Doar să câștig concursul, și apoi se vor deschide atâtea perspective. Ei bine, Larisa, de unde ai încrederea că vei câștiga? Asta nu e treaba ta acum, a zâmbit ironic Larisa. Poate îți voi spune mai târziu. Daria, vreau să-ți spun de la început că te poți baza mereu pe mine, te voi ajuta cu ce pot, păstrează-mi numărul de telefon, vom ține legătura. De fapt, Larisa doar părea o fată familiară și obraznică. Trăsăturile ei de caracter reale erau eficiența și responsabilitatea. În plus, era foarte erudită în diverse domenii de cunoaștere, nu doar obținea note excelente la toate materiile, dar citea și literatură științifico-populară. Și din când în când îi uimea pe profesori cu cunoștințele dobândite din ea. Larisa i-a spus odată prietenei sale în secret, Daria, se pare că am noroc. Am trecut cu succes castingul. Mă vei susține, desigur. Aflând că o elevă a instituției lor va participa la concursul de frumusețe raional, Aleftina Borisovna a fost bucuroasă. Datoria noastră este să o susținem pe Larisa, pentru că este una dintre cele mai bune eleve ale noastre. Sper foarte mult că va câștiga concursul. Împreună cu ea, mulți elevi sperau la victoria Larisei. În ziua concursului, la Casa de Cultură Raională nu a fost suficient loc pentru toți susținătorii ei. Toți cei care au fost nevoiți să rămână pe stradă scandau energic, cu Larisa e cea mai bună. Iar cei care se aflau în sală au desfășurat pancarte frumoase în sprijinul Larisei și au aplaudat frenetic la fiecare apariție a ei. Poate că această atmosferă de unitate totală a mulțimii de fani din jurul concurentei a produs impresia necesară asupra juriului. Dar Larisa a câștigat. Daria o admira din sală, privind coroana strălucitoare de pe capul ei în lumina reflectoarelor. Iar Larisa abia aștepta să-și împărtășească bucuria cu prietena ei. Fotografii și corespondenții publicațiilor roiau au în jurul Larisei și, desigur, arăta foarte impresionant, dar Daria a realizat brusc că nu era deloc ceea ce și-ar fi dorit ea pentru sine. Desigur, era bucuroasă pentru prietena ei, care a reușit să obțină ceea ce își dorea, dar ea însă și nu era încă orientată în planurile sale de viață. Succesul triumfător al Larisei a impresionat-o pe celelalte eleve din orfelinat. Impresia a fost atât de puternică, Încât multe dintre ele au fost literalmente copăleșite de ideea de a câștiga, și ele un concurs de frumusețe. Puțin mai târziu, Larisa a absolvit orfelinatul și chiar i-a fost dor de el. Se sunau periodic și se pare că Larisa era bine. Fără prietena ei fidelă, zilele de orfelinat ale Dariei au devenit vizibil mai sumbre, iar acum visa doar să plece și ea de aici cât mai curând. Au trecut trei ani. Și iată că acest moment era deja aproape. Chiar spera să obțină o educație bună. În mod ideal, desigur, una superioară. Și-a împărtășit planurile și visurile cu Aleftina Borisovna, care, spre surprinderea ei, a reacționat oarecum neplăcut la asta. Desigur, părul este un lucru bun, și noi facem tot posibilul să ajutăm absolvenții noștri să intre la universitate dar, în primul rând, posibilitățile noastre nu sunt nelimitate. În al doilea rând, profesiile de muncitor sunt de asemenea importante. Nu toți pot fi profesori. Dar ea înțelegea deja de mult timp această proza a vieții, dar totuși își dorea ca directoarea să o sprijine. Aleftina Borisovna, dar am rezultate bune la toate materiile, am doar note de cinci. Șansele mele de a intra la institut sunt destul de mari. Directoarea s-a strâmbat la aceste argumente incontestabile. Nu e chiar așa de simplu, fetițo. Ți-o spun sincer, nu prea sunt iubiți copiii din orfelinate în comisiile de admitere la universității. Un certificat roșu nu va fi suficient pentru tine. Și apoi, chiar dacă ai noroc și ești admisă, va trebui să ai din ce să trăiești în timpul studiilor. Noi nu vom plăti pentru mâncarea ta, cazare și alte cheltuieli. Daria era gata să plângă de la asemenea vorbe. Chiar nu am la ce să sper? Aleftina a luat de pe masă un teanc de hârtii diferite, a scos un document și l a dat Dariei. Uite, citește și alege. Acestea sunt singurele variante reale. Daria a început să citească cu voce tare. Frizer universal. — Croitoreasă, motoareasă, ajutor de bucătar. Și ajutor de bucătar ce este? Directoarea și-a strâns din nou buzele nemulțumită. — Este ca un băiat de la toate treburile, în bucătărie sună pur și simplu mai bine. Dar eu nu vreau să fiu la cheremul bucătarului sau să cos toată ziua la mașina de cusut. Aleftina părea deja să fie obosită de această conversație. — Asta e tot ce pot să-ți ofer. Nu te supăra. Noi, de fapt, nu suntem obligați să ne târâm elevii după absolvire, Savelieva. Nu ești singur aici. La urma urmei, sunteți mulți, iar noi, educatorii, suntem puțini. Trebuie să ne purtăm de grijă cu toți? Nu-ți plac opțiunile propuse, descurcă-te singură cum vrei. Dar ea se uita la directoare cu o antipatie și o dezamăgire nedescrise părea că doamna bună și simpatică, care era aleftina în ziua în care s-au cunoscut, a fost înlocuită. În acești ani, parcă a fost schimbată. Acum se mâna mai mult cu acele funcționare teribile și sarcastice, din cauza cărora Daria a ajuns în această instituție. Ești un monstru în chip de educator, Aleftina Borisovna. Dar tu ai fost un model pentru mine. Curând, dar ea a părăsit zidurile orfelinatului Eremenco și s-a reunit în sfârșit cu Larisa. Salut, prieteno, intră, așează-te, poți chiar să rămâi la mine deocamdată, am plătit chiria pentru apartament pe șase luni în avans, așa că nu trebuie să te grăbești să cauți cazare, dacă vrei te pot ajuta și cu un loc de muncă. Și ea chiar a ajutat-o. Doar după câteva zile, Larisa i-a spus prietenei sale să se pregătească rapid pentru un interviu. Hai, am găsit o vacanță bună pentru tine. Salariul nu este foarte mare, dar este un bun punct de plecare pentru o carieră, și firma este serioasă. Atitudinea combativă a Larisei a derutat-o pe Daria puțin, iar postul vacant despre care vorbea prietena ei i s-a părut prea responsabil. O firmă grozavă, creștere în carieră. Daria, de ce te-ai oprit? A strigat prietena ei la ea. Până când tu stai aici și te uiți în gol, postul va fi ocupat. Astfel de locuri nu rămân vacante mult timp. Sunt o mulțime de candidați, grăbește-te. Și, în general, deocamdată mă port cu tine ca și cum ai fi o valiză veche, dar asta nu va dura mult timp. Curând nu voi mai avea această oportunitate. Nu va fi, nu va fi, pentru că în timpul cât nu ne-am văzut, mi-am dezvoltat bine abilitățile. Sunt pe cale să primesc un contract în străinătate, și apoi voi pleca în altă țară câțiva ani. Larisa s-a ridicat brusc de pe scaun, a mers grațios prin cameră și a spus: Daria, dacă ai ști ce valoare am pentru industria modei. Acum tendința nu este spre frumusețile standard, ci spre cele luminoase și neobișnuite. Ca mine! Ce norocoasă e Larisa asta! Nu e vorba de noroc aici! Eu pur și simplu privesc realitatea vieții și nu cred în basme. Și dacă văd o oportunitate, o folosesc. La fel și cu această ofertă de muncă. Sunt sigură că este ceea ce ai nevoie. Larisa avea dreptate. Dar ei a plăcut imediat această muncă. Echipa a primit-o cu căldură, colegii au orientat-o rapid pe nou venită în detaliile muncii. A făcut rapid progrese la locul de muncă, dar se pare că avea un succes personal în curs de dezvoltare. Șeful departamentului ei, Egor, a început să arate un interes nu doar profesional pentru Daria. Desigur, Daria, care era drăguță, avea fani și înainte, dar aceștia erau doar băieți din orfelinat, iar acum era un șef important. Deși era cu doar cinci ani mai mare decât ea, era deja atât de de succes. Atenția unui astfel de pretendent a măgulit-o foarte mult. Dar colegii ei au fost extrem de enervați de asta. Nici măcar nu a observat că a devenit obiectul unor discuții răutăcioase în sala de fumători. Nu i-a spus încă Larisei despre noul ei admirator. Între timp, Egor a început să o curteze pe Daria deschis. Hai să mergem astăzi la cafeneaua nouă de pe malul mării se zvonește că fac cea mai bună ciocolată caldă din orașul nostru. Este cam același lucru ca și cacao. Nu o iubesc prea mult. Nu am înțeles niciodată de ce o iubesc toți. Am uitat de cacao, dar îți place înghețata și desertul. Și ele sunt grozave acolo. Desigur că îmi plac, a zâmbit Daria. După ce s-au săturat să stea la o cafenea confortabilă, au mers să se plimbe pe malul mării. Egor, ca un adevărat cavaler, i-a povestit Dariei multe lucruri interesante despre cariera sa, despre tatăl său, un om de afaceri de succes, proprietarul a trei firme prospere. Daria, ascultând poveștile lui Egor despre familia sa reușită, se simțea stânjenită. Ce putea ea să povestească, despre orfelinat, și nimic mai mult? Relația lor romantică nu mai era un secret pentru nimeni. O fericire nemai văzută o copăleșea pe Daria. Daria, trezește-te, deja are o mulțime de fete ca tine, ești doar o mică rotiță pentru el, nu are nevoie de tine, a spus colega ei, Marina, ca și cum ar fi fost ceva banal. Marina, vorbește din invidie, inventezi totul, a negat Daria cu vehemență. Acceptând propunerea lui Egor de a organiza o cină romantică la lumina lumânărilor în casa lui, Daria nu și-a imaginat niciodată la ce ar putea duce. Mi-a picat acest micuț cadou, l-am cumpărat ca să zbor mai repede din cuibul părințesc. Ce micuț cadou, nici măcar nu am văzut niciodată o locuință atât de luxoasă, a exclamat Daria. Casa era mică, dar atât de confortabilă. Imaginația ei a luat o raznă, prezentându-i imagini frumoase ale vieții comune cu Egor în această casă. La urma urmei, nu degeaba a curtat-o atât de mult timp. Și când a auzit de la el propunerea de a rămâne acolo, singuri, toată noaptea, nu s-a mai îndoit mult timp. Au petrecut încă câteva nopți furtunoase la el acasă. Dar ea era în al șaptelea cer. Doar argumentele Larisei au readus-o ușor cu picioarele pe pământ. Ești o proastă, fetițo, te-ai legat de un profitor, mai bine îmi spunea imediat despre el. Te-aș fi avertizat. Are scris pe față că e un escroc și un ticălos. Daria a vrut să o contrazică, dar Larisa era de neîndupălecat. Spunem ce s-a întâmplat între voi. Am înțeles bine că s-a întâmplat deja totul? Locul de întâlnire era chiar vis, vis de ferestrele firmei unde lucra Daria. De aceea, a fost nevoită să vorbească cu reținere. Larisa, în schimb, nu s-a reținut deloc în emoții. Daria, ești o proastă nesăbuită. Credeam că astfel de domnișoare romantice au dispărut acum două secole. Îți dai seama că poți rămâne însărcinată? Dar Daria spera că o posibilă sarcină nu îl va îndepărta pe Egor, ci din potrivă, va fi doar spre bine. Dacă voi fi însărcinată, asta va grăbi nunta noastră. Fata naivă nici nu și-a imaginat că el nici măcar nu se gândește să se căsătorească cu ea. Într-o zi, intrând în biroul lui fără să bată la ușă, l-a găsit pe Egor sărutându-se cu Marina. Egor, ce înseamnă asta? a întrebat ea îngrozită. Marina a izbucnit în răsbat jocoritor, Daria, ești o proastă naivă, cum ți-a putut veni ideea că Egor este îndrăgostit de tine? Egor părea să nu fie deloc afectat de faptul că Daria l-a prins în flagrant. Cu un ton plictisit, a răspuns: Daria, hai, fără istericale! Am convenit totuși că avem o relație liberă. Nu a existat niciodată un astfel de acord. A protestat Daria. Ei bine, probabil am uitat să-ți spun. Ascultă, tu ce-ți-ai închipuit! Că mă voi căsători cu tine! Râzând cu superioritate, Egor a ieșit din birou, urmat de Marina. A doua zi dimineață, Egor a cerut-o pe Daria în biroul lui. Pronunțând cu grijă fiecare cuvânt, i-a spus, Stimate Daria Savelaevna, sunteți concediată din cauza incompetenței dumneavoastră în funcția ocupată. Vă vom completa carnetul de muncă ca și cum ați fi demisionat din proprie voință. Nu vă vom strica perspectivele de viitor. Dacă doriți să rămâneți în compania noastră, singurul post pe care vi-l putem oferi este cel de femeie de serviciu. E perfect pentru o fată de orfelinat. Daria a vrut să fugă din birou ca să nu mai audă jignirile lui, dar Egor nu terminase încă cu ea. Proastă orfană, chiar ai crezut că te voi lua de nevastă. Pleacă de aici. Când Daria a ajuns acasă plângând, Larisa s-a speriat ești de nerecunoscut. Spunem ce s-a întâmplat. După ce a ascultat monologul trist al prietenei sale, Clarisa a oftat. Era de așteptat, desigur. Dar nu te descuraja, prietene, noi, fetele de la orfelinat, nu ne temem de greutăți. Vom găsi o soluție, vom ieși din asta. Nu mai am unde să ies, Larisa. Cred că sunt însărcinată. Nu a fost doar o presupunere. Medicul a confirmat sarcina. Până în luna a șaptea, Daria a reușit să se descurce cu diverse munci temporare. Dar curând nu a mai fost acceptată nici măcar la munci minore, iar la vederea burticii considerabile, nimeni nu dorea să se complice cu o femeie care era pe punctul de a naște. Pe lângă toate celelalte probleme, se adăuga și plecarea iminentă a prietenei sale loiale. Daria, îmi pare rău, dar contractul pe care mi l-a oferit nu poate fi ratat. Am semnat deja și acum sunt legate de circunstanțe. Tu nu risca, fă pe acest fătălău să plătească pensie alimentară. Fă un test ADN, el a conceput copilul, deci el trebuie să plătească. Acum s-a bucurat și a dispărut. Deși era de acord cu argumentele Larisei, dar ea nu-și imagina cum îl va putea trage la răspundere pe Igor. El o va lua pur și simplu un râs. Iar tatăl lui, un om de afaceri influent, probabil că o va pune în dificultăți pe fata care a îndrăznit să ceară ceva fiului său. Totuși, într-o zi, Daria a mers la casa lui și a așteptat jumătate de zi până când a venit de la muncă. Ce face aici? a întrebat Egor surprins, când a văzut-o pe Daria la ușa casei sale. Egor a privit-o mai atent pe fosta sa iubită și a înțeles care era problema. Aha, deci asta e treaba. Burtica ta e deja de aproape nouă luni. Ei bine, înseamnă că nu vei primi nicio pensie alimentară. Voi spune peste tot că nu te cunosc și poți fi sigură că mă vor crede. Nu am nevoie de dovezi. Pleacă de aici sau chem poliția. Dar ea știa deja că nu mai poate conta pe dragostea lui Egor. Totuși, faptul că el o arunca pur și simplu în noroi a fost o surpriză extrem de dureroasă pentru ea. În timp ce ea stătea nedumerită, bebelușul din pântecele ei a lovit-o ușor. Lora, el nici măcar nu a vrut să mă asculte. Mi-a spus lucruri oribile, nu pot să cred că m-am îndrăgostit de un asemenea ticălos. Dragostea e oarbă, draga mea. A răspuns prietena ei cu bălândețe. Poți să-iubești chiar și un capricorn. Ascultă, poate ar trebui să te întorci în satul tău natal? Măcar temporar, până când copilul e mic. Acolo e aer curat și. Apropo, eu plec, Daria. Va trebui să te muți din această garsonieră. Proprietara a spus că o pune la vânzare. Larisa a ajutat-o pe prietena ei cu niște bani pentru o vreme și a plecat plângând. Ne vom mai revedea, Daria, nu fi tristă. Daria nu și-a putut reține nici ea lacrimile, privind silueta zveltă a Larisei care dispărea. Cum va trăi mai departe? Abia aș imagina. Nici măcar nu știa dacă vechea lor casă din sat mai era locuită. Totuși, când a ajuns în sat și a văzut că casa era intactă, S-a liniștit puțin. A găsit cheia casei ascunsă într-un mic compartiment sub ușa verandei. Cu greu a deschis ușa veche și scârțâitoare și a intrat în casă. Imediat s-a așezat pe jos și a izbucnit în plâns. Cum va trăi și din ce va trăi? Banii dați de la Risa se vor termina repede, iar apoi ce? Copilul ei ar putea ajunge și el la orfelinat. Cineva a bătut la ușă. Daria, ea, neavând puterea să se ridice, a strigat doar, intră. Sperase că era tanti Raia, deși nu știa dacă aceasta mai era în viață sau dacă locuia încă acolo. Totuși, în casă a intrat un bărbat. Văzând-o pe Daria șezând neputincioasă pe jos, a ajutat-o imediat să se ridice, a așezat-o pe canapea și a întrebat-o, scuzați-mă, pot să o văd pe Nina? Dar ea s-a uitat uimită la omul care, evident, o cunoscuse odată pe mama ei. Dar nu era doar asta. Îl mai văzuse undeva. Era el cel care le dăruise ei și celorlalți copii din orfelinat tablete. Nu, Nina Andrivna a murit acum opt ani. Ce? Cum s-a întâmplat? Un atac de apendicită, peritonită acută. Medicii nu au putut să o salveze și de ce te interesezi. Ei bine, eu, în general, eram un bun prieten al ei. Ce păcat că nu am reușit să o văd. Dar cu Liutmila Anatolievna, e totul în regulă cu ea? Dar ea a fost destul de surprinsă, el era bine cunoscut de cei mai apropiați membri ai familiei ei. Cu greu ridicându-se de pe canapia, a aprins lumina, deja se întuneca. Nici bunica mea nu mai este pe această lume, a murit la scurt timp după mama. Ea era bunica ta, deci ești fiica Ninei Andrivna. Da, și apropo, te cunosc. Fără a înțelege prea bine ce voia să-i spună fata, el a întrebat cu prudență, știi, dar de unde? Dar ea a răspuns cu un zâmbet, la urma urmei, tu ești cel care a adus cadouri la orfelinatul nostru acum mulți ani, îmi amintesc perfect tablete noi. Acum, Kiril o privia cu interes. Exact, ea era singura dintre toți copiii care i-a rămas întipărită în minte atunci. Când i-a dat cadoul, a observat imediat că ochii ei erau aproape ca lui. Aceiași cri argintii și ușor migdalați. De asemenea, își amintea că fetița a fost surprinsă, prinzându-i privirea și, de asemenea, interesată, îl privea insistent. După ceremonia festivă, pe drumul spre casă, Chiril își imagina. Dar dacă această fetiță ar fi putut fi copilul lui? Dar apoi a alungat această idee, considerând că asemănarea ochilor lor era doar o coincidență emoționantă. Acum șapte ani, Kiril era căsătorit cu Lydia. Și până în acel moment, deja sărbătoriseră a zecea aniversare a unirilor. Uniunea lor a avut loc în principal datorită insistenței tatălui său. El îl asigura mereu că Lydia era cea mai potrivită partidă pentru el. Deși lui Kiril nu-i mai păsa prea mult cu cine să se căsătorească, pentru că deja își pierduse iubirea vieții. Nu e tot una cu cine te căsătorești. Totuși, el a vrut să construiască o familie, chiar dacă nu cu cea pe care o iubea, măcar cu Lydia. Kiril, îngrijorat de faptul că soția sa nu a reușit să rămână însărcinată în tot acest timp, a întrebat-o. Lydia, de ce nu poți rămâne însărcinată? Nu știu, de ce? Lydia a ridicat nemulțumită o sprânceană și a continuat să se machieze. Dar nu merge și naiba cu el. Ei bine, de fapt, ar fi trebuit să facem asta de mult timp. Ar trebui să ne facem analize pentru a înțelege în cine dintre noi este problema. La început, soția s-a opus, dar Kiril a insistat și a dus-o la prietenul său medic. În dimineața zilei în care rezultatele au fost gata, medicul l-a sunat pe Kiril și i-a spus că ar vrea să vorbească cu el în privat. Kiril a simțit că ceva nu este în regulă. Ascultă, prietene, e o problemă. Pe scurt, Lydia are infertilitate secundară irreversibilă consecințele unui avort la o vârstă fragedă. El a verificat, i-a întrerupt prima sarcină încă din tinerețe. În general, acum nu mai poate avea copii. Se poate trata asta? Nu, Kiril, asta e o problemă irreversibilă cu sistemul ei reproductiv. Acel avort a fost un punct critic. Oare știe ea că e sterilă? Bănuiesc că da, probabil i-a spus deja cel puțin un ginecolog despre posibilitatea de a avea copii. Fără să știe cum să-i spună soției sale că știe tot, Kiril a petrecut toată seara în gânduri grele. Pe de o parte, era furios că Lydia ascunsese de el un fapt atât de important. Pe de altă parte, ea era totuși soția lui și una influentă pe deasupra. În caz de divorț, ar fi un scandal uriaș, care nu se știe cum s-ar termina pentru el. Kiril a decis că deocamdată nu va cere soției explicații. Chiar în acea perioadă a avut loc vizita sa la orfelinat, unde a văzut-o pentru prima dată pe Daria. I-a venit o idee pe care spera că Lydia o va aproba, dar se înșela amarnic. Dragă, ce mai e cu adoptarea unui copil din orfelinat? Ești nebun? Supărat de reacția soției sale, Kiril a încercat totuși să o convingă. La urma urmei, și acești copii au dreptul la o familie, iar pentru noi e aproape singura variantă de a deveni părinți. Nici nu te gândești, nu vor fi niciodată în casa noastră acești orfanti Lydia a continuat să se indigneze, iar Kiril i-a răspuns. Dar tu nu poți să naști singură. De ce crezi asta? Pur și simplu sarcina nu vine încă. Ceva nu vine de zece ani deja și chiar știu de ce, Lydia. Tu nu vei avea niciodată copii din cauza acelui avort. De unde știi? A întrebat Lydia, șocată. Nu ai dreptul să mă condamni, nu aveam altă ieșire. Eu nici nu te învinovățesc deloc. Pur și simplu problema e că m-ai mințit tot acest timp. Dacă aș fi știut de la început că ești sterilă, în general, depun cerere de divorț. Lydia a făcut scandal, nu a vrut să-l lase să plece, a încercat chiar să-l amenințe, dar lui Kiril nu-i mai păsa. Și-a făcut bagajele și a plecat. Apoi a avut loc vizita sa la orfelinatul Remeva. Cu toate acestea, la următoarele vizite, el pur și simplu i-a dat aleftinei cadouri și a plecat, fără să se mai intereseze de copii și acum a venit în satul unde locuiau Savelievi, a venit pentru o problemă legată de muncă. Și, neașteptat, lui Kiril i s-a făcut dor să știe cum e Nina acum. Și-a mintit adresa și s-a îndreptat hotărât spre casa lor. Oare trăiește bine? Cum e acum viața femeii la care se gândește cu nostalgie, din când în când și pe care nu o poate uita? Și iată-le stând pe canapeaua din casa Savelievilor iar în fața lui stă o fată care, evident, este fiica lui. Incredibil! Și fata e și însărcinată, adică el va deveni bunic în curând. Desigur, era pregătit pentru surprize când a venit aici, dar cu siguranță nu la așa ceva. Dar și eu mi-am amintit de tine. Chiril a observat că fata era foarte supărată, aruncând o privire spre bagajele de lângă ușă. A întrebat, Ești aici de foarte puțin timp, nu-i așa? Am venit acum o oră. Mă numesc Daria, apropo. Îmi pare bine să te cunosc. Eu sunt Kiril. Și eu am cunoscut-o pe mama ta și pe bunica ta, de asemenea. Chiar așa? Ce interesant! Poate vrei un ceai? Da, sigur. Daria s-a agitat dar nu știu dacă mai e ceai aici. Nu știu când au vizitat ultima dată vecinii casa noastră veche. Hai să mergem împreună să vedem ce e de făcut. Au găsit ceai și zahăr. Desigur, pentru produse mai consistente, Chiril a trebuit să fugă repede la magazin. Deja după o oră, casa a devenit semnificativ mai caldă de la soba încălzită. Ajutând chiar și la punerea mesei, Kiril nu se putea aduna cu gândurile. Cum să înceapă această conversație? Cum să-i explice de ce nu a fost lângă ea tot acest timp? Cum s-a întâmplat să crească fără tată? La urma urmei, nici el însuși, oricât de ciudat ar părea, nu știa prea bine răspunsurile la aceste întrebări. Au cinat și lui Kiril, i s-a părut că Daria arată foarte obosită, chiar bolnavă. Nu te simți bine? Nu, totul e în regulă, doar că obosesc repede acum, vedeți și dumneavoastră starea mea. Da, înțeleg. Scuze, te rog, pentru întrebarea indiscretă, dar unde e tatăl copilului? Apoi a început să plângă din nou și i-a povestit lui Chiril trista povestea iubirii ei. De asemenea, i-a povestit totul despre viața ei, despre cum a fost dusă la orfelinat și cum a trăit singură după absolvire. Cel mai teribil moment pentru Kiril din povestea ei a fost episodul cu mătușile rele de la asistență socială, care au smuls-o pe fată chiar din timpul lecției pentru a o duce la orfelinat. După ce a ascultat cum e gorobat jocorea când a concediat-o de la locul de muncă, Kiril a exclamat, ce ticălos! A luat-o pe Daria de mână și a spus, încearcă să te calmezi, te rog, nu trebuie să fii nervoasă acum. Știi, Daria, și eu trebuie să-ți povestesc despre viața mea. Cu mult timp în urmă, când eram încă foarte tânăr și abia terminasem studiile, am decis să devin complet independent și să nu mai depind de tatăl meu bogat. Nu aveam nevoie deloc de banii lui. Am mers să lucrez la o fabrică dintr-un sat. Acolo am cunoscut o femeie cu care am avut imediat o iubire reciprocă. O adoram pur și simplu. Când ne-am cunoscut, am fost foarte surprins că o femeie atât de frumoasă, veselă și inteligentă nu era încămăritată. Apoi s-a gândit că, probabil, tocmai din această cauză nu era încămăritată, pentru că era foarte inteligentă și îi vedea pe oameni cu toate defectele lor, mai ales pe bărbați. După o scurtă pauză, Chiril a continuat, ea, ja, sincer să fiu, se rușina uneori când mergeam cu ea undeva. I se părea că toți ne privesc și râd. Chestia e că ea era cu 15 ani mai mare decât mine, dar mie nu-mi păsa deloc. Desigur, se găseau lingrele care ne ironizau diferența de vârstă. Daria ea l-asculta pe Chiril cu respirația tăiată. Ce se întâmplă? Oare acest om este el? Înțeleg eu bine? Și tocmai când m-am pregătit să o cer în căsătorie, a intervenit tatăl meu. Mi-a spus că a aflat că ea mi este infidelă. Că un om cunoscător i-a spus asta și că acel om nu poate greși niciodată. Am refuzat să cred asta, dar tatăl meu a reușit cumva să-mi spele creierul și am plecat. La început, am fugit imediat la iubita mea pentru a afla dacă tatăl meu spune adevărul, dacă ea mă înșală. Când a auzit că mă îndoiesc de fidelitatea ei, nici nu a vrut să vorbească cu mine. Mi-a trântit ușa în nas și mi-a spus să nu mai vin niciodată la ea. Nu ne-am mai văzut de atunci. Apropo, pe tatăl lui îl cheamă tot Kiril. Era gata să-i spună cel mai important lucru, dar vecina a apărut brusc pe prac. Cine a venit aici? Raisa, vizibil îmbătrânită, a intrat în casă. Mătușa Raia. Daria s-a repezit spre ea. Bună ziua! Daria nu poate fi. Eu deja credeam că nu ne vom mai revedea niciodată. Intră în sufragerie. Daria a vrut să-și prezinte vecinul invitatului, dar s-a dovedit că nu era nevoie. Privind la Chiril, ea a oftat. Kiril, ești tu? El s-a uitat cu atenție la vecina Dariei și a întrebat, nu cumva ești tu omul cunoscător? Mi-am amintit de tine. Ai venit de câteva ori la tatăl meu pe atunci. Nu cumva tu i-ai povestit despre infidelitățile Ninei? Mătușa Raia a izbucnit în plâns și a gemut, eram disperată. Îmi era greu să trăiesc, fica mea era bolnavă, nepoata mea tocmai mergea la școală. Nu aveam destui bani, iar noi cu tatăl tău suntem rude, deși îndepărtate. La început, el a încercat singur să o amenințe pe Nina, cerându-i să te părăsească, dar ea nu l-a ascultat. Așa că el mi-a propus un schimb reciproc avantajos. Trebuia să te despart de Nina, iar el mă va ajuta cu bani pentru asta. Dar nu știam cum să fac asta, așa că l-am convins pe tatăl tău. spune lui Kiril că Nina îl înșală, i-am spus, ca și cum aș ști sigur, fiind vecina ei cea mai apropiată. Tatăl tău m-a lăudat, bravo, a spus el, ai găsit o idee bună, și m-a recompensat iartă-mă, dragul meu, port această povară a vinovăției toată viața. Dar ea era în șoc și tăcea. Ah, de ce asta e? Acum tot puzleul s-a format. Iar omul din cauza căruia am crescut fără tată locuia chiar lângă noi, prefăcându-se că e prietenul familiei. Mătușa Raia, nu știu cum să vă numesc. Oh! A exclamat ea brusc, simțind o durere ascuțită în stomac. Ce se întâmplă? Ți-e rău? A alergat Kiril spre ea. Cât ești de gravidă? Aproape opt luni. Sunt la ambulanță. Mătușa Raia, privind-o pe Daria palidă, a spus în sinea ei, nu mai lipsea decât să fiu vinovată de moartea copilului. Naiba, au spus că toate ambulanțele sunt plecate la alte solicitări. Au acceptat solicitarea noastră, dar nu se știe când vor ajunge. Bine, te duc eu la spital. Documentele tale sunt în geantă, nu-i așa? Chiril și-a pus geanta pe umăr, a luat-o pe Daria în brațe și a dus-o cu grijă la mașină. Închideți ușa casei. I-a strigat el mătușii Raia. Drumul de pământ era prost, plin de grochi. Kiril conducea cu maximă prudență și se îngrijora că nu putea accelera pe un asemenea drum. În cele din urmă, a ieșit pe șosea și a accelerat. Iată ambulanța noastră. Kiril s-a oprit. Medicii au mutat o pe Daria în ambulanță. Placenta previe, situația e critică. A strigat doctorul la telefon. Trebuie făcut ceva. Kiril a mers cu ambulanța și a sunat imediat prietenul său, cel care descoperise infertilitatea glacială a Ninei. Promite că o vei ajuta. Sună la spitalul unde a fost dusă această fată, să o transfere la clinica mea. spune că am aranjat deja totul. Kiril a făcut tot ce i-a spus prietenul său. În cele din urmă, Daria a fost transferată la clinica privată a prietenului său dar pe drum starea ei s-a agravat. Alexei, salvează-o, te implor. Și pe bebeluș. Cine e ea pentru tine? Eu sunt tatăl copilului ei. Tatăl ei și viitorul bunic al acestui copil? O, am înțeles. Voi face tot ce pot. A trecut deja mai mult de o oră, dar Chiril a așteptat cu răbdare. În cele din urmă, Alexei a ieșit din sala de operații. Of, ce obosiți suntem! A spus Kiril, privind prietenul său cu reproș. Nu te îngrijora, zâmbi Alexei, felicitări, ai devenit bunic. Dar ea a născut o fetiță. S-a născut puțin prematur și are unele probleme, dar nimic grav. Cu toate acestea, bebelușul va trebui să fie ținut deocamdată în reanimația neonatală iar mama tânără trebuie să se refacă bine. Ea este și ea în reanimație deocamdată. Kiril și-a îmbrățișat prietenul. Du-te acasă, i-a spus Alexei, trebuie să te odihnești și tu. Acasă a fost întâmpinat de Vera Semionovna, menajera lor. Bună seara, Kiril Vasilievici, veți cina. Mulțumesc, nu, deocamdată nu. Tata e în sufragerie, da. Vasile Fedorovici stătea la fereastră într-un scaun cu rotile. Cu câțiva ani în urmă, suferise un accident grav și de atunci nu mai putea merge. Lui Kirili se strângea inima de milă pentru el, pentru că tatăl său, mereu un om de afaceri activ și energic, era acum nevoit să petreacă aproape tot timpul în patru pereți. Ai întârziat astăzi. Ai un aspect cam ciudat. S-a întâmplat ceva?" Da, s-a întâmplat. Ceva foarte important. Am o întrebare pentru tine. După intonația fiului său, Vasile a înțeles că întrebarea nu era una plăcută. Ei bine, întreabă. Știai că Nina e gravidă. Ce Nina? Aia din sat. Ai înțeles perfect la cine mă refer. Când ne-ai despărțit, știai că ea așteaptă un copil. Nu, fiule, nu habar n-aveam. Chiril s-a prăbușit obosit pe un scaun. Tată, astăzi, printr-o minune, aș putea spune, am aflat că am o fică deja adultă. Nina a murit de multă vreme de boală, iar Daria, așa o cheamă pe fica noastră, a fost dusă la orfelinat. La scurt timp după aceea, a murit și bunica ei. Și chiar acum, Daria, după o naștere dificilă, se află în reanimație, pentru că una femeiat ca mine pe atunci a lăsat o însărcinată și a fugit. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap că Nina ar putea fi gravidă. Era deja prea bătrână pentru a concepe. La 36 de ani, tată, se poate rămâne gravidă. Chiril privea trist pe fereastră. Fiule, eu. Ochii lui Vasile s-au umplut de lacrimi. Am crezut că așa va fi mai bine erai foarte tânăr, iar ea nu era potrivită pentru tine, oricum v-ați fi despărțit. Dimineața următoare, Kiril a mers la birou. Anastastia, fă o cafea. Imediat, Kiril Vasilievici. În timp ce bea cafeaua, secretara i-a povestit despre un candidat care dorea să se angajeze la firma lor. Cum spui că îl cheamă? Boiarinov Egor Petrovici Chiril s-a încruntat. Stai puțin. Nu e fiul lui Piotr Boiarinov, care ne-a vândut una dintre companiile lui acum două luni. El este. Nu credeți că mă bag în treburi care nu mă privesc, dar știu că după ce a vândut afacerea respectivă, Boiarinov nu a mai reușit să-și pună pe picioare noile afaceri. Probabil fiul lui a decis că la noi are un loc de muncă mai promițător. Așa este. Chiril a zâmbit ușor. Anastastia, programează-i o întâlnire la cafenea astăzi la trei. Bineînțeles. Eu astăzi, probabil, nu mă voi mai întoarce la birou. Am înțeles, e totul în regulă cu tine. Ești un pic ciudat astăzi. Anastastia lucra pentru el de șapte ani și mereu surprindea fără greșeală cele mai mici schimbări în starea lui de spirit. Chiril a zâmbit. Bine, îți voi spune ce e, dar doar ca un secret. Am încredere în tine, nu vei bârfi. Ieri am devenit brusc și tată, și bunic. Cum asta? A întrebat Anastasia uimită. Și Chiril a povestit în linii mari istoria sa. Wow, e ca un serial. Nu-mi spune, Anastasia. Trebuie să merg mai am de cumpărat atât de multe pentru fica mea și nepoată. Chiril a cumpărat o mulțime de cadouri pentru fetele sale și a mers la întâlnirea la cafenea. Boiarinov Junior nu a venit singur, ci cu fiul său, Piotr. Se pare că afacerile lor chiar nu merg prea bine. Când a venit vorba despre angajare, Egor a întrebat, deci, Kiril Vasilievici, mă veți angaja. Pentru început, spune-mi, Egor, numele Daria Savelieva îți este cunoscut. Egor s-a mirat. Și unde lucrează ea acum? La noi. Ce funcție are? Poate femeie de serviciu. S-a plâns de mine, proastă provincială, a rămas însărcinată de cineva și a susținut că de la mine. Toate acestea le-a spus cu un rânjet rar, iar Piotr a dat din cap aprobator. Egor, mi-aș dori mai mult decât orice să te lovesc acum, dar nu vreau să murdăresc mâinile. Eu sunt tatăl Dariei. A plecat, iar boiarii novi șocați stăteau cu gura căscată. Idiot, cum ai putut să nu știi că e fica lui Kiril? De unde eram să știu, e orfană. Deci, a găsit-o recent. Poate că nu e de la tine, e de la mine, sunt sigur. O proastă atât de entuziasmată nu mi-ar fi putut fi infidelă niciodată. Trebuie să acționez imediat, trebuie să ne înrudim cu această familie influentă. Chiril stătea pe un pat lângă Daria, iar asistenta medicală privea uimită mormanul de cadouri aduse de el. De ce atâtea? Dar sunt multe? Totuși voi alege cele mai necesare, iar restul le duceți deocamdată acasă. Cum doriți? Lui Chirili s-a părut chiar amuzant că tânăra asistentă medicală părea să-i comande. Daria și-a revenit în sfârșit. Prin ceața din fața ochilor l-a recunoscut totuși pe vizitator. Chiril, ești tu? Ce s-a întâmplat cu copilul meu? Cu ea e totul bine, ai devenit mama unei fetițe minunate. Chiril a mângâiat-o cu tandrețe pe mână. Daria, viața ta va fi acum cu totul alta. Iartă-mă, nu am avut habar de tine. Mi-am dorit mereu copii, și iată, se pare că nu știam că sunt tată de douăzeci de ani. Iartă-le și pe tatăl meu, e greu, înțeleg, dar a vrut tot ce e mai bine. Nu-i doresc rău. El sincer credea că Nina nu-mi este pereche din cauza diferenței de vârstă. Și oamenii bărfiau mereu, nu ne lăsau în pace, iar Rai s-a pus și i-a umărul la treabă iar mama ta avea un caracter puternic, nu a vrut să mă asculte. Când am vrut să aflu dacă tatăl meu mi-a spus adevărul. Dar acum voi face tot ce pot pentru ca fica mea și nepoata mea să fie fericite. Și a spus cu un zâmbet, nu de mult împărea că sunt încă tânăr, iar acum am devenit bunic. Dar ea a zâmbit și ea. Ești încă tânăr și deloc bunic. Adică, bunic, desigur, dar tânăr. Lui nu prea venea să plece. Dar Daria a dormit din nou, iar timpul vizitei se terminase. A ieșit din salon pe vârfuri. Kiril, unde ești? Spre el venea prietenul său, Alexei, cu un copil. Kiril, ce s-a întâmplat? Ai devenit cam nervos în ultima vreme. Hai, te voi prezenta cuiva. Vrei să spui nepoatei? Da, desigur. Deocamdată te voi lăsa doar să o vezi prin geamul secției de reanimare, dar măcar o vei privi. Văzând-o pe această micuță prințesă, Chiril s-a uitat la ea mult timp, neputându-și lua ochii. O fetiță minunată, nepoata lui naturală. Micuță, de dragul tău și al fiicei mele, sunt gata de tot voi recupera tot ce nu am putut face pentru Daria și Nina. Pentru externarea fiicei sale din spital, Kiril a pregătit o cameră pentru ea și nepoata sa în casa lui. Nu știa încă ce nume alesese Daria pentru copil, dar nu a vrut să se amestece. Laso o să decide singură cum să-și numească îngerașul. Vera Semionovna, aflând că un copil va locui în casa lui Kiril Vasilievici, a fost foarte bucuroasă. Doamne, oare în această casă va răsuna în sfârșit râsul copiilor? S-a oferit cu plăcere să-l ajute pe Kiril să reamenajeze camera pentru tânăra mamă. Uneori, Vera Semionovna chiar intra în conflict cu el cu privire la design și mobilier, iar el înțelegea că soluția ei era mai reușită. Camera a ieșit minunat. Abia a încăput în dulapuri o grămadă de haine de damă și de copii. Uneori, Vasile Fedorovici venea cu căruciorul la ușa camerei. Dar doar se uita tăcut și pleca la fel de tăcut. Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni, Alexei l-a sunat pe Kiril și i-a spus că o externează pe Daria. Ei bine, a spus Kiril tatălui său. Mâine nepoata și strănepoata ta se vor muta la noi. Probabil că ar fi mai bine să nu mă mai arăt Dariei. După ce am făcut, E puțin probabil să-i fie plăcut să mă vadă. Doar vorbește cu ea. Bine. Desigur, Chirila a înțeles că Daria era puțin probabil să fie dispusă să vorbească cu Vasile. Dar spera că se vor împăca. Totuși, amândoi erau oameni dragi. Daria nu putea să creadă că se întoarce nu în satul natal, ci într-o casă nouă, bogată și frumoasă. Noua viață. Mult mai bună decât cea pe care o avea până atunci, o speria puțin prin caracterul ei neașteptat. Dar, desigur, era fericită. Înainte de externare, s-a îmbrăcat în hainele noi pe care îi le adusese tatăl. Cât de frumoase și confortabile sunt, cum se potrivesc perfect pe siluetă. Mulțumesc, tată, i-a mulțumit ea în gând. Cu toate acestea, dar ea abia acum a început să-l numească tată doar în gânduri. Cu voce tare, încă nu se hotăra să-l numească cu un cuvânt atât de neobișnuit pentru ea, tată. Când i-au adus-o pe Alina, așa a numit-o Daria pe fica ei, a vrut să râdă. Copilul era aproape invizibil printre dantelele luxoase. Tată, ai ales niște ținute atât de pompoase pentru prințesa noastră. De îndată ce a ieșit din holul spitalului pe stradă, Chiril a venit imediat la ea și a îmbrățișat-o strâns. În sfârșit! Împreună cu el a venit să o întâmpine o necunoscută. O femeie tânără și drăguță. Ea a zâmbit, chiar dacă ținea în mâini un buchet de flori și o legătură de baloane. Fă cunoștință, aceasta este Anastasia, asistenta mea și o prietenă excelentă. Luați copilul! Bunicule, i-a spus Anastasia cu un zâmbet. Am fost nervos, a spus el, cine altcineva? Era puțin speriat. Dar când a luat din mâinile asistentei micul pachet, a vrut să plângă. O firimitură atât de mică a zâmbit chiar, va crește mare. Anastasia s-a pus la volan, iar Kiril s-a așezat pe bancheta din spate cu Alina în brațe. Totul este gata pentru sosirea ta la mine acasă, sper că-ți va plăcea acolo. Intrând în camera pregătită pentru ea, Daria a exclamat cu entuziasm. Ce frumos este! Vera Semionovna, zâmbind, i-a spus că aceasta este încă nimic, că Chiril a dat ordin să se amenajeze o grădină cu seră pentru ea și nepoată, pentru a se plimba acolo. Daria nu-și putea crede norocului. El este un om minunat. Vera Semionovna a devenit brusc serioasă. Minunat, da. Nu te mai supăra pe ei, ce a fost a fost. Din coridor s-a auzit scârțăitul roților unui scaun cu rotile. Vera Semionovna a ieșit imediat și Vasile Fedorovici a intrat în cameră. Mi-a permis să vin. Desigur. Dar i-a înțeles imediat că în fața ei era bunicul ei. El a fost cel care a făcut tot posibilul ca părinții ei să se despartă. Vasile i-a dat dar ei un buchet de trandafiri albi. Acesta este pentru tine. Primește felicitările mele. Vă mulțumesc. Și mai mult decât atât, o voi înzestra pe Alina cu un cont bancar cu o sumă considerabilă. Sunt atâția bani încât nu va avea niciodată nevoie de nimic. Vasile a întors scaunul cu rotile și s-a pregătit să părăsească camera. I se părea că Daria îi suporta prezența doar din politețe. Vasile Fedorovici, rămâneți! Nu vrei să-ți cunoști strănepoata? Vreau, dar am crezut că ești împotrivă. Nu, deloc, nu sunt deloc împotrivă. Vasile s-a apropiat de pătuțul copilului dar înălțimea marginilor era prea mare pentru a putea vedea ceva din el stând jos. Daria a luat-o pe fica ei și i-a pus-o în brațe. Privind-o pe Alina, abia a putut să-și stăpânească lacrimile. I se părea că nu mai simțise o asemenea bucurie nici măcar la nașterea fiului său. Daria, mulțumesc ție! Vera Semionovna s-a întors. Daria, ai primit o vizită, cine a venit? s-a mirat ea. Fără să înțeleagă nimic, a mers după Vera, care l-a împins pe Vasile în sufragerie. Ce fel de oaspeți sunt aceștia care pot veni în această casă tocmai la ea? Alina dormea liniștită în brațele bunicului fericit. În sufragerie stătea Kiril, vizibil furios, iar lângă ele gor. De unde ai apărut aici? Daria, în sfârșit te-am văzut. Tatăl tău nu a vrut cu niciun chip să mă lase să vin la tine. Și tu nu te-ai grăbit să vin casa mea până nu ai aflat că Daria e fica mea. Ignorând aceste cuvinte, tipul a exclamat, Draga mea, am înțeles că mi-ești foarte dragă și vreau să-ți fac o cerere oficială în căsătorie. Și fetei noastre. Egor a întins brațele pentru a o îmbrățișa, iar Daria l-a privit nedumerită. Serios crede că va alerga imediat să-l îmbrățișeze? Râzând, ea a spus, și Marina știe că vrei să te căsătorești cu mine. Ce treabă are Marina aici? A pufnit Egor jignit. Intrigiile noastre au fost o greșeală. Da, greșeli se întâmplă în viață, și eu am făcut una mare. Tu ești greșeala mea principală. Pe chipul lui Chiril a apărut un zâmbet triumfător. Vasile Fedorovici a zâmbit și el, iar Egor s-a încruntat furios. Dar eu sunt tatăl copilului tău. Nu poți ignora acest fapt. Faptul biologic, da, dar pe tine te pot ignora cu ușurință. Și dacă mă vei deranja, tatăl meu te va pune la punct. Egor a aruncat speriat o privire la tatăl ei. Caracterul sever al lui Kiril Vasilievici era bine cunoscut în cercurile lor de afaceri. Dacă se va supăra, chiar nu va fi bine. Aruncând cu indignare buchetul pe care îl adusese Dariei, Egor a mărâit furios: Atunci, dracu, cu tine, nimănui nu-i va trebui cu un copil în brațe. Tipul a ieșit pe ușă, iar Daria a oftat ușurată. Tăcerea care s-a instalat în sufragerie a fost parte de vocea mulțumită a lui Vasile. Asta e, fetița noastră e toată ca tatăl și bunicul ei.